Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. În mediul educațional continuă reverberațiile anunțului făcut de ANAF privind impozitarea veniturilor realizate din meditații. Vă reamintim, recent fiscul a publicat un îndrumar detaliat adresat celor care încasează bani din meditații, reamintindu-le că aceste venituri trebuie declarate și impozitate și acum oamenii zic că sunt de așteptat controle serioase în domeniu. Fostul ministru al educației, Daniel Funeriu, a avut ieri o intervenție în deșteptarea pe acest subiect, care și ea a provocat multe reacții. Am primit multe mesaje din partea voastră, nu toate favorabile față de ce a spus domnul Funeriu, care a susținut, printre altele, că statul are o procedură prea complicată de declararea veniturilor din meditații și de aceea e cumva explicabil de ce profesorii nu se înghesuie să plătească impozite. Președintele Federației Naționale Asociațiilor de Părinți, Iulian Cristache, e în direct cu noi. Bună dimineața! Bună dimineața! Acum, domnule Cristache, se estimează, nu sunt date precise, dar sondajele arată că unul din trei elevi din România ia meditații la cel puțin o materie. Fenomenul e larg răspândit, nu de ieri de azi, de zeci și zeci de ani. Nici măcar nu e în nimic în neregulă cu asta, adică e foarte bine dacă copiii sau părinții vor să-și educe copiii ceva mai mult, dar profesorii care declară veniturile astfel obținute sunt totuși o raritate. De ce credeți că se întâmplă asta? Da, am ascultat și eu interviul domnului ministru Funeriu și cel puțin așa mi s-a părut că se încearcă albirea acestei industrii. Vreau să vă spun de la început, nu am nimic împotriva acestor meditații dacă s-ar respecta cadrul legal și dacă meditațiile s-ar face acolo unde într-adevăr se dorește performanță și nu pentru a se completa ceea ce nu se face la școală. Aici este marea problemă de fapt, că la școală există un fenomen, nu aș vrea să generalizez, dar sunt situații în care profesorii nu mai predau la clasă și prin constrângere părinții ajung să facă meditații. În momentul când ai inteligența să dai un test un pic mai greu peste medie și știi că elevii din clasa respectivă nu au un nivel de cunoștințe cel puțin de nivel mediu, categoric că vor lua note mici, părinții se vor speria, vor veni la o discuție cu profesorul și pe cale de consecință obligatorul trebuie să facă meditații. Meditațiile nu trebuie să facă cu profesorul de la clasă. Noi ca federație ne-am luptat din 2015, cel puțin de când eu sunt eu președinte, să interzicem acest lucru și în 2017 am reușit în codul de etică să interzicem meditațiile cu profesorul de la clasă. Lucru care nu se respectă de altfel absolut deloc. Dacă ziceți că nu se respectă absolut deloc, adică poate sunt cazuri sau e un fenomen generalizat? E un fenomen generalizat. Pe ce vă bazați când ziceți asta? Mă bazez pe lucruri reale. Nu sunt majoritatea părinților, exact ceea ce vă explicam și înainte, se duc la profesorii de la clasă să facă meditații astfel încât să-și cumpere notele și liniștea. Liniștea astfel încât copilul la clasă să nu fie deranjat, să nu vină cu note mici, să nu-i strice media, astfel încât la evaluarea națională procentul acela de 20% să încurce sau să aducă mai jos clasificarea copilului, pentru că 20% în special la școlile foarte bune, acolo unde se dorește admiterea la evaluarea națională și se intră cu 90 și în sus, 20% contează foarte mult. Dom'le, în momentul când îi strici media copilului, cu certitudine că trebuie să cauți o soluție să îmbunezi profesorul. Problema este că dacă s-ar fiscaliza, că aici vreau să ajung cu dumneavoastră, ar fi o dovadă clară că se încalcă codul de etică și că acești elevi fac meditație cu profesorul de la clasă. Repet, n-aș avea o problemă dacă s-ar face meditație cu profesorul de la clasă pentru performanță. Adică dacă un elev vrea să meargă la Olimpiada Națională și Internațională, dacă un elev vă dă admitere la o facultate unde într-adevăr se intră foarte greu, cum sunt cele de medicină, facultatea de drept, automatică, așa mai departe. Acolo e cu totul și totul altă problemă. Dar să te duci la meditație doar ca să-ți dea 8 sau 9, de fapt, eu stau și vă întreb pe dumneavoastră, cum e posibil să faci meditație cu același profesor unde nu ai înțeles nimic la clasă, dar ce să vezi când te duci la meditație, toate lucrurile reintră în normal. Ca să explicăm, fiscalizarea înseamnă că cel care oferă un serviciu trebuie să elibereze și factură sau, mă rog, să încaseze banii pe chitanță și acolo se identifică pe factură cui anume se
cine anume plătește. Exact. Că factura exact se eliberează pe numele cuiva. Adică certifică o relație comercială. Certifică o relație comercială. Și atunci și ar nu trebui este să apară și numele celui care primește exact serviciul. Și ce spunea domnul Funeriu, că nu este absolut deloc adevărat. Este foarte ușor să-ți faci o firmă din fața calculatorului în ziua de astăzi și dacă ești asociat unic plătești 3,5%, dacă într-adevăr mai un 3% din venit, da, ceea ce este foarte puțin, într-adevăr mai ai o cheltuială de câteva sute de lei cu contabilitatea, cu un serviciu de externalizare, sau dacă îți găsești într-adevăr un pensionar contabil care să-ți ia câteva sute de lei și să pară angajat, plătești 1% din venit. Deci la o oră de meditație care variază între 60 și 100 de lei, nu vorbesc de pregătire pentru alte facultăți în București, unde într-adevăr se ajunge și la 200 de lei o ședință, dar faceți dumneavoastră calcul cu 1 și cu 3% la 70-80 de lei, este o sumă derizorie. Da, mai sunt și alte taxe și impozite de plătit, dar într-adevăr nu e complicat să-ți faci o firmă și poți să plătești un contabil ca să te ajute. Din sau mă rog să-ți administreze fluxul fiscal. Exact. Dar eu vă întreb ceva, domnule Cristache, dacă dumneavoastră știți că sunt în multe cazuri, așa cum ați spus, de profesori care încalcă codul etic și dau meditații elevilor lor, de la clasele lor. De ce nu expuneți așa un astfel de caz? Că poate presiunea publică ar descuraja această comportament. Ca să expun un astfel de caz, trebuie să am acceptul părintelui. De atâta timp cât părintele nu vrea să declare acest lucru, ar însemna să fac un gest care nu stă în fire, să mă duc să îți dau pe cineva, în fapt, ceea ce nu este cazul. Sunt lucruri care sunt palpabile. Directorul știe foarte bine cine cum face meditație. O să păstrez acum încolo mesajele în care arată direcția clară de constrângere și o să vi le trimit într-un viitor nu îndepărtat, prin care să vedeți că sunt părinți care spun că dacă nu fac meditație cu profesorul de la clasă, propriul copil suferă. Bun, mulțumesc foarte mult, așteptăm... O secundă, domnule Cristache. Da. Fiți amabil, că ați vorbit mai devreme despre ponderea aia de 20% din media la capacitate. Admitere la IVA, da, da. Exact. Ne ducem în altă temă acum și poate să vorbim altă dată pe larg, dar mie mi se pare că acest procent, apropo de faptul că dumneavoastră reprezentați și asociațiile de părinți, ar trebui cumva să dispară sau măcar să se refere doar la matematică și la limba română, pentru că mie mi se pare, din experiența mea personală, că a ajuns ca foarte multe materii la școală să nu se mai facă, să nu mai conteze, practic, pentru că toată lumea e atentă la aceste note și profesorii nu-și permit să le dea copiilor note mici. Astfel încât materii precum desen, muzică, educație socială sunt așa luate în derizoriu de copii, că ei știu că acolo nu au cum să primească note mici. Dacă un profesor își permite să dea o notă mică, îi nenorocește spre viitor. Inițial, să știți că a fost procentul de 25%. Noi am reușit să-l coborâm la 20%, deși noi am făcut solicitarea aproape anual să se renunțe la acest procent și să revină la cum era înainte, la examen, fiecare liceu să-și organizeze examen. Numai că este adevărat că această repartizare computerizată dă posibilitatea, dacă nu ai luat la liceul dorit, deci ai mai multe opțiuni, poți să completezi până la 100 de opțiuni, de exemplu, corect, cum e Bucureștiul. Și ai posibilitatea, dacă într-adevăr cu notă mare, 9 și 10, nu intri la un liceu bun, să intri la următorul, sau la al doilea sau la al treilea. Dacă da, te duci cu examenul... Procentul ăsta... ar fi mai bine să se refere strict la română și la matematică, la materiile care contează și la examene, că de ce să implice și sportul? Așa este, vedeți dumneavoastră, de aceea noi am cerut și aici nu să trecem la derizorul celelalte discipline, pentru că știam că sunt profesori care exagerează cu aceste discipline de vocație, deci cum ar fi desenul, sportul, muzica, unde sunt profesori care dau 10 efectiv din burtă, scuzați-mă abordarea directă, dar sunt profesori care într-adevăr sunt exigenți și apare o dispută pe această temă și am preferat ca la aceste discipline, atât timp cât avem procentul ăsta de 20%, să vorbim doar de calificative sau să vorbim de admis și respins. Să nu mai conteze în media anuală dacă un copil îndeplinește un barem de la un kilometru să alerge în 3 secunde, în 3 minute și altul în 5 minute. Și atunci nu mai dai. Deci rostul acestor materii este cu totul și cu totul altceva și nu nota la sport. La sport trebuie să atragi copilul să vină să facă sport. Corect. Nu să-l gonești. De aceea părinții se duc și obțin repede acele scutiri și deja sportul a devenit o disciplină care nu se mai practică pe scară largă în școli. De aceea avem nevoie și din acest punct de vedere și de strategia sportului și de o altă abordare la nivel de curriculum și de programă școlară referitor la modul în care profesorii trebuie să implice la aceste discipline. Dar... Mulțumesc foarte mult. S-a terminat timpul în dimineața asta. A fost în direct
deșteptarea, președintele Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți, Iulian Cristache. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.